Pleacă băile. Bun. Până mașina primăriei. Asta? Păi și ce cauți mata în curtea primăriei? Nu am voie, sunt cetățean al orașului. Mă, nene, mata, te duci cu ea acasă? Lucrezi la primărie? Nu lucrezi la primărie? Aveți voie să filmați? Nu. N-am. De la matare? Da, dacă... Nu de la mine, nu de la mine, dar organe la bine. Dar cum e, ce organe? Ficatul, plămân? Asta e nesimțire de partea unui angajat al statului? Nu. Parcă miroși al statului angajat. Păi nu te-am întrebat, dar mă întreb... Uite, eu mă numesc Jeana Harifărin, mata cum te numești? Dar nu sunt în măsură să-mi vă răspund eu, nu am nicio obligație. Păi n-ai, dar de ce mă iei, mă interpelez? Uite, asta e mașina primăriei. Pentru că ai mașina primăriei. Eu nu ți-am zis nimic, mi-ai zis că de ce te filmez, că de ce... Ca să te vadă lumea. Ce mă filma? Filmați păi da, mașina, dar nu pe mine. Păi da, dar mașina asta e condusă de un vătaf. Nu, mă filmat pe mine personal. Mă, nene, ma ta, ești primarul? Nu sunt. Vicele? Nu sunt nici. Ești nimeni. Bine, domnul nimeni. Sunt și un salariat, aș fi salariat. Eu nu sunt salariat. Păi și atunci? Păi cum? Și atunci ce? Păi ce vă luați de mine? Filmată te-ai luat de mine. Păi nu m-ați filmat pe mine. Da, știi ce care-i treaba? Știu, uite, cheamă-i pe ăștia de la locală. Datele cu carținele personal. Da, și care-i, ce scrie CNP-ul pe față? Vă prezentați? Păi da, nu m-am prezentat dacă... Personal, nu aveți voie să mă filmați pe mine. Și ce faci în asta? Nu, eu sunt și un muncitor. Păi și atunci aveți, ce ai eu? Nu auzi mașina asta, umblu un zvon, că e derbedoaică mașina? Nu e. Nu e. Aici stă seara? Aici doarme. Aici doarme și seara și ziua și... Acum doarme? Da, pe domnul primar l-ai văzut? Dar poliția locală, unde are sediu? Peste drum. Mata, ești domnul Geana? Uite, vezi, mă, pierdă-ți. Eu ți-am și spus. Eu ți-am zis. Dă-i ei de mine repede. Păi nu, dar știi că... Ascar, mă, te vede. Deci fii atent, te vede lumea... Știu, da, e șoferul primăriei, da? Da, nimic acum tale, eu nu te rec. Nu, am mai citit, faci lucruri și bune. Care e alea rele? Zi-mi-le pe alea rele. Hai, faci și alea. Zi-mi de care e alea rele. Poate nu ai înțeles mata filmarea sau poate eu, uite, îmi văz în greșeală. Zi-mi-o pe aia reaua. Păi, noi suntem amărezi. Nu, zi-mi-o pe aia reaua. Te afectează? M-a luat eu de dumneata? Nu, da, mine, nu. Erai la poartă. Păi da, mai filmat voi. Păi băi, mine, pămbă, mine. Filmează mașina, nu pe mine. Asta. Mai filmat acolo, ia să. Eu acum filmez. Mai filmat pe mine. Da, acum filmez. Ce-ți face rău? Păi nu-i bine să... Știe lumea, uite-l pe omul, e șofer la primărie. Hai să vorbim cu o vorbă bună, poate vin ăștia poliții și local. Stai liniștit că oamenii că te nu văd. Nu mă băga pe mine acolo, că n-am nicio treabă. Da, te deranjează? Păi mă deranjează. Aș plângere la penală, da. Toate astea. Păi asta te ții. Acum, de exemplu, ești în timpul serviciului? Da, dar e pauza de masă. Poftă mare. Servici. Poftă mare. Aici e curtea instituției. Cum fac circul mai pe încolo? Trebuie dărâmată, omule. Eu n-am știut că așa arată pe aici. Are dreptate primarul. Că ce? Că trebuie dărâmată clădirea asta. Ras-o după fața pământului. Da. Uite, mărțoaga poliției locale, de o oră și jumătate, îi caut și au refuzat să vină. Păi bine, mă, polițiști locali. Nu știu ce e aici, unde este. Ia uzi. Te-a zis că e poliția locală încolo. Ia uite. Mergem și noi la vătașii din... Bă, nu vă este rușine, pe ce că orașul este frumos. Felicit! Primarul, viceprimarul, îi felicit pe cei care sunt. Da? Da. Când vreau? Spuneți, vă rog. Vă rog să nu intrați. Haideți să nu facem... Știu cine sunteți, vă rog frumos. Marica, mă numesc de la poliția locală. Să fiți sănătos. Vă rog, haideți să nu ne certăm, vă rog frumos. De ce? Deci am înțeles că ați sunat, da? Vă rog frumos, nu intrați în primărie. Deci haideți să nu ne certăm, vă rog frumos, da? Veniți să stăm de vorbă aici. Aici nu voi? Nu, aici. Pe vrei mata? Nu vreau eu, dar aici trebuie să stați. A cui relație ești? De ce faceți așa? Nu vă înțeleg. Pentru că se vărșește un abuz. Nu se vărșește niciun abuz. Dacă dumneata îi vezi pe cetățeni cu ciungă în bări, 0749220090, femeia asta își depășește atribuțiile, dar vizionarea de pentru ce sunt, că să te contrazic. Haideți să nu ne certăm, că știu cine sunteți, cu ce vă ocupați.
Poate uneori aveți dreptate, uneori nu aveți. De ce aveți ziarul acolo? Haideți, vă rog frumos. Eu nu cheamă poliția. De ce să chem? Așa faceți tot timpul. Pentru că deci nu eu vreau să citesc acolo. Deci vă rog frumos, veniți aici. Nu. Haideți. Nu. Nu faceți, ați fost la piață, ați fost unde ați fost. Refuz. De ce nu? De ce nu mi-ai chemat colegii, domnitale? La ce număr sunt noi la poliția locală? Eu nu sunt, eu sunt în primărie, nu, nu sunt nu, pe teren. Nu, dumneata ești polițist local. Deci eu nu sunt pe vă rog frumos, teren. Vă rog să și nu mie mai filmați. Haideți să nu facem. Chiar mie. Vă o să sună poliție și... Hai, hai, te rog, sună. Fă-te deci de râs. Vă rog frumos. Hai, fă-te de râs. Dar nu, unul, unul, doi. Păi nu sunt, îți este frică. Deci, nu, deci dacă opriți camera, deci, putem să stăm de vorbă. N-am de ce să opresc, eu faci un abuz. Deci v-am urmărit, vă urmăresc reportajele întotdeauna. Domnule, și eu. Cum vă numiți? Ce anume mă numesc? Marica. Și mai cum? Marica Loreda. Da? De ce ia vizierul acolo? Haideți, vă rog frumos, păi, nu intrăm în amănunte, da? Cum adică, dumneata mi-e calci drept, la vizierul ăla, eu nu mă duc în birouri. Păi, da, vizierul ăla. Nu locuiți în Urlat, locuiți în Cioran. Ești faci discriminare? Nu fac nicio discriminare și nu mă cer cu dumneavoastră. Am trebuit pașaport? Haide, domnul Geană, vă rog. O să fac o plângere penală. Păi, de ce să faceți mie plângere penală? Care o ai de ce? Că v-am vorbit foarte frumos. E zona administrativă aici? Dar eu v-am vorbit frumos. Dar știi, e zona administrativă aici? Da, dar nu înțeleg. Păi cine căutați în primărie? Puteți să faceți, da, puteți să faceți plângere acum, dacă aveți, solicitați audiență la domn primar, faceți un scrit. Ce trebuie păi să trebuie? Păi și atunci ați venit. De ce-l bași pățăvă pe primar? De ce ați venit? Dar nu vreau să vorbesc cu mata. Dar cu cine vreți? Chiamă-mi polițistul de la economic. De o oră și jumătate n-a venit. Am pus poliția pe deci voi. Deci nu ați vorbit stați cu mine, domnul Geană. Deci eu am nu... Am pus poliția deci, pe voi. Vă pe voi poliția. Să luați loc. Nu să loc. Stăm de vorbă, că nu avem de ce să ne deci, ziceți-mi numărul de telefon al poliției locale. Domnul Geană. Domnișoară, doamnă, vreau da, să-mi dați numărul deci, de telefon. Deci dacă aici să stăm de vorbă, vă rog, băi... Dar de ce să stai dumneata comodă? Uite, vreau să văd ce salarii ai dumneata. Ce vrea... Doamne, Maica Domnului, nici orele nu și le trec cu oamenii ăștia. Deci vă rog frumos să mai faceți poze. Deci ce calitate veniți? Vă duceți peste tot, în toate primăriile. Dar ce te interesează pe mata? Păi eu răspund de ordinea publică aici, în primărie. Dar uite asta, de ce e asta aici? Ca să citească toată lumea, dar nu înțeleg dumneavoastră de ce vreți. Eu vreau polițistă local. Dumneata, nu vreau, de ce mă filmați? Dumneata e pe competență comercială? Mergeți la poliția locală, haide să vă îndrum acolo la noi. Ești incompetentă înseamnă, da? Și nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră, vreau să păi vorbesc cu... Păi nu faceți și incompetentă, frumos. Păi dar n-ați spus că nu aveți pe competență comercială? Domnul Geană, atâta timp cât ați venit în primărie, eu sunt polițist local la intrarea în primărie, eu răspund de ce se întâmplă nu în cred. Primărie. Eu nu cred. Pentru că mi-e îngrădești dreptul să intru să văd să citesc ce salarii ies, ce salarii mă ta iasă. Ia să văd ce salarii are femeia asta. Da, nu te privește. Femeia asta. Nu te privește pe dumneata. Vă rog, chem poliția să știți, vă rog să luați mâna de aici. Lasă-mă să văd acum ce salariu ai cu coana, 112. Da. Hai, fă-te de râs. Dar n-ai cred cum să cred, ai n-ai credit 112. Haideți, n-ai credit, 112 nu ai credit, crede-mă. Aia știe la poliție. I-am pus pe voi, i-am pus pe voi. Fă-te de râs. Azi că vă fac eu vot, plângeri penale, dar nu vă vedeți. Deci, administratorul public are 9.000 de lei, dragii mei, consilier, 4.000. Te faci de râs. Dar nu să te frică să suni. Nu mă înțeleg, uite știi de ce mă înțelegi? De ce veniți să faceți asta? Bună, sunt Loredana de la primărie. Vreau și pe cineva ca vin domnul Geană. Nu înțeleg ce vrea. Intră în primărie, face atmosferă, mă face incompetentă. Ai spus că n-ai pe comercial, eu îmi caut omul de la comercial. Nu. Hai. Vă rog frumos. Spune că nu ești în stare să iei măsuri. Dar de ce să iau măsuri? V-am vorbit frumos. Dar asta e casa dumitare. De ce eu v-am urmărit? Dar eu n-am intrat în birouri. Cu interes. Eu v-am urmărit. Eu n-am intrat în birouri. Așa, și v-ați uitat. Așa puteți plecați liniștit. Deci lasă-mă să voi, cu Coana, ce ai? Fă-te de aici. Da. Atenție, dumneata, pentru purtarea asta, o să-ți fac plângere penală, procurorul, să-i dai clasare. Ce frumos v-am vorbit, vreau să te chem în fața procurorului, pentru că dumneata mi-i îngrădești un drept, ăsta este spațiu administrativ sau neadministrativ? Nu trebuie să îți răspund dumneavoastră și dumneata mă tratez când n-ai ce să discuți, n-ai ce să discuți. Eu nu înțeleg de ce faceți atmosfera asta și de ce mă filmați. Ca să te vadă lumea, că ești neprofesionă. Să... Dumneata, da, debilă ești dumneata. Lucrez de 22 de ani aici. De 20 de ani îți faci joc de cetățen? Nu-mi faci joc, ajut pe toată lumea. Și mă ta filmezi. Și filmează mai ca lumea. Să știți că sunt urlățeancă și ajut pe toată lumea. Puteți să luați relații. Filmează-mă ca lumea, ca să văd că eu știu că filmezi și nu mă deranjează. Nu filmezi.
Deci cât ai luat la salariu? Uite la asta, nu-i părnit. Lasă-l foarte bine. Deci îngrijitoarea are 2800. Contabilul. Asistent medical, personal. Să crede că e casa ei aici. Stai liniștită, că fac eu plângeri, să o să înțelegi. O să înțelegi mult mai bine. Apel nejustificat e mică. O sună poliția locală. Să te duci unde trebuie, vii la noi aici, care să da. 6.000 de lei are salariu. N-am cu cine. 6.000 de lei are salariu. Hai, ce faci? Ai chemat? Nu are cu cine. Nu vine polițistul. Ai văzut? Și mai ești. Nu te bat în seamă. De ce vă mulțumesc frumos? Că ești la Cioran. Deci eu nu înțeleg. Ce? Stai la Cioran, ce aveți, bă, frate? La Cioran stai? Doamne, ce treabă e? Vrei să dai cu subsemnatul? Te întreb. Femeia oricum va da. Femeia va da, e dreptul meu. Te rog frumos să te legitimezi dacă m-ai interpelat. Vă rog să vă legitimați dumneavoastră. Eu m-am legitimat. Da? Nu. Mă numesc Marie Palmerenele de la poliția. Da, poftiți-vă să vă arată. Și atunci mai discutăm. Hai. După 20 de ani, îți dai seama, de 20 de ani a păcălit sistemul de neprofesioniști. Are 6.480 de lei. 6.000 de lei un polițist local care refuză să vină la intervenție. Da. Marica, mă numesc de la poliția locală. Am 22 de ani, vechime în primărie. Să-ți dai demisia, Dumnezeu. De ce să-mi dau demisia? Ajut pe toată lumea, nu înțeleg. Da, de ce? Sprijinul dumitale. Aici este un birou de informare publică, da? Da, și ce vă interesează? Să vă ajut eu. Uite, orele nu-s trecute când intră și ies. Dar nu răspund eu de condică. Atunci de ce vorbești? Uite, păi nu mă interesează. Nu răspund de condică de prezent. Deci știi ce s-a întâmplat? Eu am sunat la... Da, dar nu puteți să opriți camera și să vorbim. Deci eu am sunat la poliția locală. Înțelegi? Deci, domnul Geană, haideți să vă spun. O să vă fac plângere și pentru delapidare. Domnul Geană, deci eu sunt în primărie. Eu nu știu ce să fac colegii mei pe teren, da? În fișa postului dumneata, ai doar să stai acolo? Nu, toată primăria. Deci este o singură intrare în primărie. Cine intră, eu îi notez, așa, îi îndrum unde vor să meargă. Vă dați seama că... Eu nu vreau să merg în niciun birou. Da, și atunci... Vreau să-mi chemați pe doamna de la poliția locală sau de la comercial. Ei, am sunat-o. Păi stați un pic, eu cu dumneata am vorbit la telefon? Nu! M-a anunțat colega de la secretariat, este domnul Geană la piață, să vină cine cu comercial. Două ore și jumătate n-a venit. Dar a venit Poliția Națională. Eu nu am sunat la Poliția Națională. Nu, eu am chemat, a venit poliția acolo. Deci vă fac plângere penală la toți polițiștii. Eu nu am fost în teren, nu știu ce s-a întâmplat la piață. Păi dumneata n-ai cum să fii în teren, ești paznic aici. Deci dumneata n-ești polițist local, ești paznic. Ești pe legea 333/2003. Cursuri. Da. Acolo, pe deci pentru ce? Pentru ce a spus că în apelele astea? Eu nu m-am dus în birouri. Deci, dragii mei, nu văd. Deci văd taful, nu-și văd salariul lui aici. Asistent personal. Deci nu văd salariul primarului și al viceprimarului. Iar șoferul să bagă în seamă, aiurea. Îmi spune că sunt din Cioran. Dar ce-l interesează? Eu nici nu știu cine, nici nu știu cum se numește. Al neprofesionist. O să-l vedem. El acum e șofer, stă degeaba. Uite, mă, ce bine să fii șofer, stai degeaba. Stă degeaba. Te gândeam să degeaba, da. Să-și facă numărul, că n-are ce să facă. Să fac numărul. Omule, România asta are aproape 4 milioane de angajați la stat. Așa. 1 milion și așa e mult. O să vă duceți acasă, mulți dintre voi. Păi da? Să ne ducem, dacă se fac disponibilizări, ne ducem acasă, ne ducem... Uite, salariul primarului... Și de mata ai nevoie și de noi e nevoie. Nu, de mata n-am nevoie. Nu, șoferul va, meseria de șofer va dispărea. Pentru că, primarul de obicei, care e un primar gospodar, n-are nevoie de mata. Tot ce cu mașina a lui, mai ca să fie să arate așa mai bine, deci mata ești în plus momentan. Dar eu nu m-am legat. Ne ducem toți acasă, dar m-am legat. Păi dacă nu ne ducem acasă, nu ne pe cine mai filmați? M-am legat eu de dumneata. Dacă nu ne mai filmezi, dumneata n-ai mai ce faci. Serios? N-ai ce faci. Păi voi trebuie să vă duceți acasă, ca să nu mai fiți. Chiar... Ne ducem acasă, când o dau afară, ne acasă, până atunci. Atenție, eu mă am cu ce să mă ocup. Mai bine că te ocup. Da, stai acum. Da. Deci nu mai m-am uitat pe Facebook. Dar șoferul, atât. Altceva, meserie, dar mata ce meserie? Altceva mai știi să faci? Dar ce meserie? Sunt inginer de comunicație. Și de ce nu faci meseria de inginer? Da, fac, de unde știi? Unde ți-o faci? Tot unde știi? Din primărie în primărie și faci... Dar ți-o pot la șoferule. Nu pot. Șoferul, îmi ții tu mie sau cotea. Nu, e meserie la mine. La mine scrie în carte de muncă. Ți arăt și eu că ai carte de muncă. Țineți-o acolo, da? Da. Eu sunt pensionar. Nu sunt calificat. Eu sunt pensionar. Pensionar. Da, în final, la tine.
Păi, oameni, ce treabă ai, oameni? Păi muncim noi ca să te țin pe madame. Iată cum muncești, da. Mă ții tu pe mine. Păi te țin, da. Cum mă țin? Cărcă, păi, să, uite, dăm banii mei, între trejima ta. Cum? Ți-asigură sănătate, ți-asigură tot ce vrei. Nu, statul român nu mi-a asigurat nimic niciodată. Nu, da, atunci de ce străiești și nu? N-auzi că eu plătesc pe lună mai mult decât salariul ei. Nu plătești la atunci. Știți ce salariu am? Șofer. 3.000 de lei. Dar și nu mi-este rușine să spun că i-am 3.000 de lei. Eu dau pe lună impozitul ăsta. Eu fac datoria după 22 de ani de vechime. Atenție, lizene, da. La ANAF. Confirmele, eu dau pe lună. Deci o să mă uit pe Facebook, o să mă văd pe Facebook. Păi da, nu știu, da, atenție. Șoferule, ești marioneta cuiva? Cum? Nu, nu suntem. Nu sunt. Noi ne facem datoria, ne facem serviciu, să știți. Nu m-au pozat pe mine, n-are voie să mă pozezi pe mine personal. Pe mine are. Dar știi foarte bine că dânsul are atâtea procese pe rol, ne face plângere penală. De unde știi tu că am eu procese pe rol? Am citit și eu pe internet, așa paznic cum sunt. Când am ce face aici, citesc pe internet. Și ce scrie acolo procesele alea? Aiurea. Unii vă dau dreptate, unii nu vă dau. Ca fiecare, unii vorbesc frumos și despre mine, unii vorbesc urât. Deci mergem înainte, asta e viața. Dacă ești profesionistă, aici este zona administrativă, volul ăsta? Păi nu știi, uite, nu știi despre ce e vorba. Primare, dacă vrei să nu vin pe aici de multe ori... N-ai găsit până ăștia, hai fraier. El recunoaște că e fraier? Ești fraier? Băi, de ce nu, te da, faci fraier? După ăștia mici. Dar de ce te alegi de mine ăsta? Păi, am trebuit la înainte. Păi nu mă interesa mașina, erai la mașina, mașina, dar nu primăriei. Dar o conduceai matale. Nu pe mine. Nu știu. Și acum de ce mă vorbesc pe mine? Probleme. Refuzat așa categoric? Sunt probleme, uite, nu ești pe cineva. Are refuzat. Are refuzat. Primărie, scuză-mă, te rog. De obicei eu sunt amabilă, da. Eu nu te vorbesc. Dai un alt telefon pe format. Acum e relație. Eu vreau să-mi șofer amărât. E șofer amărât? Da. Care merg cu 2000 de lei, sale în acasă. Șoferul, ia să vedem că pare șoferul. Ia, ia, ce șofer. Ia, uite. Deci, am nevoie de la comercial, doamnă. Uite, nu ești trecut aici. Nu ești trecut. Ia uite, ai 6.000 de lei salariu, fii atent. 6.000? Au! Păi mi-i dai matea cu felul ăsta. Ce te pare? Nu-i diferit la matea. Administratorul public, 11.000 de lei, administratorul public, 11.400, consilier, 5.700, polițiști locali, 6.400 de lei, 4.600, doamna spune ce care 3.000. Da. Cum să ai 3.000? Da, ia ai de la 4.000 în sus. Pe studii medii, sunt angajată pe studii medii, da? Doamne, nu înțelegi, uite aici, uite aici. Ăștia mint. Îmi dai lumea ta diferența. Haideți, mergeți la treaba dumneavoastră, nu ne mai perturbați activitatea, haideți să ne vedem de treaba. Vezi, dă treabă cu coane, că eu sunt aici. Nu, am făcut pe urlați. Stai pe... Astăzi sunteți pe urlați? Stai pe Facebook? Puteți stai pe Facebook acolo. Dă-ți drumul, vezi să nu s-a acasă. Haideți, vă rog frumos să mergeți afară. V-ați făcut numărul, ați venit, ați intrat, ați vorbit, ne-ați amenințat, ne-ați... Și pe mine și pe colegul ne-ați venit. Dar știi care e codul penal, amenințarea ce te vede? Dar ce discuta cu dumneavoastră? Dar ce dumneavoastră îmi dă testare și mă testează să-i răspund, nu dumneavoastră? Cheamă-l pe șeful matale, vreau să vorbesc cu șeful. Da? Ce este în concediu? Dar de ce voi sunăm la poliția locală și nu răspundeți? Nu răspundeți, poliția locală. Răspundeți, eu răspund aici, cu numărul meu de serviciu. Eu sunt la poliția locală. Asta nu zic că vă trage primarul ăsta de ureche. Stai de vorbă cu el. Stai liniștită. Dragii mei, în această țară avem plină de... Vine și te ia femeia de serviciu, șoferul, te ia la întrebări. Mai e pe cineză, mai primezi? Ce ai spus? Te-ai dat un nume. Așa. Ei te întâmpină. Așa. Urlați. Urlați. Ia. Uitați, domnul. Am nevoie de sprijinul poliției de la comercial. Poliția locală. Ce spui tu? Nu răspunde. Luați bani publici. Să vă puteți bani luați pe lună și pe an. Și câți angajați sunteți? Uite. Dragii mei, cu 570 la poliția locală. O să mă duc eu la ei. Deci, aici este zona administrativă. Nu mă interesează să mă duc până încolo, da? Dacă vreau să mă duc să beau un pahar cu apă, am voie să mă duc să beau un pahar cu apă. Dacă nu vreau să-mi iau un pahar cu apă, că nu ești, uite, ești mare. E normal, ești spus din preză. Da, 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 un pahar cu apă. Da, un pahar cu apă. Investiția, nu vreau, dormi, spui pe el. Dar nu, ăla este telefonul de fix. Ești și glumeț. Poți fi în pauză, domnule. Dați-mi numărul de mobil.
Am sunat eu, Adineu. Nu, dați-mi să știu și eu, să-l sun și eu. Lasă-mi să sun. Ziceți. Poliția locală vă sună, serviciu. Telefonul de serviciu vă sună. Ziceți numărul de la telefonul de serviciu, doamna. Doamna... 0754. Deci 0754, da? 016. 01. 6. Da? 053. Da, nu, ca să vii deja personal. Nu vreau public, mi-ai băgat degetele în pahar. Nu vreau. Ce dracu? Te mă gândesc serios. Nu vreau, nu e serios. Hai să ți-l sper atunci. Nu e serios. Nu e serios. Asta e... Uitați, domnule, sună poliția, care mi-l ați dat. Poliția locală, urlați? Da, e centru Constantinescu. Cu cine vorbesc? Și Ana mă numesc. Domnule, doamna de la comercial, unde o găsesc pe doamna? Pe doamna de la comercial, de la poliția locală, unde o găsesc? Eu sunt pe teren, că am o sezizare, sunt 12 timp pe Valea Nucetului și s-a luat niște copii. Nu, sunt singur. Ea a rămas la birou, cred că. Și nu v-a anunțat de la primărie de aici că am nevoie de sprijinul dumneavoastră? Nu, sprijinul nu, nu, opriți-vă un pic. Vorbi cu o colegă, că e cineva la primărie. Nu, 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 nu la primărie. Spune. La piață, v-a anunțat că eram la piață? Nu m-a anunțat nimeni pe mine personal. Să vă fie rușine și ție, polițistule, că ești de serviciu astăzi și ai fugit pe lângă deci mine cu mașina. Deci personal nu m-a anunțat nimeni. Am bun. Telefonul și veni și vă bun. Uitați cu el dacă haideți să ne găsim la poliția locală, da? Și cu... da, da. Vreau să vă găsesc cu dumneata la poliția cum locală e? Și cu doamna de la comerț, da? M-ați auzit? Alo? M-ați auzit, da? Vreau să vă văd astăzi. La... acum, am nevoie de sprijinul dumitale. Nu mai aud, nu mai răs. Vă aștept la poliția locală. Vă aștept la poliția locală. Nu mai mă aude acum. Da, 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 e, da, da. Alo. Da. Nu mă mai aude. Vă fac plângeri penale acum, gata. Hai răbdare că vă vedeți în instanță. Vă plimb acum. Dom'le, am nevoie de sprijinul dumitale la poliția locală din Urlați. Vă aștept la sediu. Deci, dragii mei, omul acesta să face că nu mă mai aude. Mi-a închis telefonul nostru. Eu nu mă aude, dar eu vă aud perfect. Șofer, dar nu-mi trebuie cu dumneata. Dumneata, aici ești cu pândăreala. Da. Am voie să mă exprim. Articolul 30 Constituția României. Dumneata ești prelegea 333 din banii publici calificată. M-a auzit? Veniți la poliția, veniți la poliția locală. Vă aștept la sediul poliției locale. Nu prea însemnați. Unde? La sediul poliției locale. La noi la sediul. Da, la dumneavoastră. Bine. Păi vă aștept acolo ca să vorbim, să vă arăt. Să... hai, domnule, nu, am nevoie de sprijinul dumitale, dacă nu la piață, să vii la piață. Pe la piață e doamna la comercial, o sunăm imediat. A ajuns doamna acolo de la comercial? Eu știu unde, o sun eu să văd colega ta e cu n-ați comercial. Înțeles? Nu, n-a venit două ore și... omule, două ore și 45 de minute n-ați venit și am chemat Poliția Națională și i-am pus pe voi, dar ori pun pe penale, vă pun, că nu vă faceți datoria. Și o să vă arăt eu și pe mediu. Vă arăt eu și pe mediu, aveți răbdare. Veni la poliție eu acum, mor la tine. Haideți, veniți, veniți la sediu. Bine, da, bine. Doamnă, sunteți bine plătită, cafea aici, apa, la căldurică, nu faceți nimic. Sunteți plătită, pe... o să cer fișa postului. Să cer, da? Ne vedem în instanță. Mă, văd eu în instanță cu dumneata. Ce să spui? Un avocat, pentru ce? Cum v-a deranjat cu nimic? Îți spui avocat, da? Ai dreptul. Chiar vreau să vă cunosc. E mai cunoscut. Zona, o să pun întrebări dacă e zona administrativă și cum îți permiți dumneavoastră să interpelezi, nu o să-l dai afară dintr-o zonă administrativă. Nu m-am dat afară, m-am spus că aici se discută. După cum observați, toți cetățenii intră la intrarea principală în primărie, da? Așa. Relații cu publicul, da? Nu e relații cu publicul aici. Dumneavoastră aici ai pe competență relații cu publicul? Nu, dar în drum cetățenii, depun, da? Dacă eu depun o solicitare, o plângere, o petiție, așa, unde depun? Nu, unde depun? La secretariat. Și unde e secretariatul? Vă faceți petiția și o depuneți. Unde depun? La secretariat în primărie. Și mă duc eu să depun, da? Da? De ce nu? Păi atunci, de ce dumneata, de ce nu restricționezi acces într-o instituție publică? Ați venit cu o petiție și nu v-a fost dat număr de înregistrare? Păi, domnișoară, dar poate am trimis electronic, nu mi-a dat număr de înregistrare. Atunci așteptați 30 de zile și să lăsați. Voi trebuie să fiți dați afară neapărat. Nu să fim, uitați. Dumneata, ai spus că ești incompetentă când n-ai pe comercial. Da? Nu sunt pe comercial. De ce ești incompetentă? Sunt foarte incompetentă, dar dumneata, ziceți... Simți, ești imită? Nu, dar cuvântul ăsta incompetent, e jignire. Poate o să primiți dumneavoastră o sancțiune, că mă ajutăm și martori. Bun, ia ziceți-mi. O să primiți. Bine, aduceți-mi la cunoștință. Nu să mă, deci să mă legitimați. Haideți, vă rog. Atenție. Deci, vă rog ce am încălcat. Da.
A spus că cu siguranță o să primesc o sancțiune, da? Da. Ce anume? Dați-mi o cumpărăt. Pentru că ați venit și m-ați jignit, da? Care jignirea? Pe 61. Pe 61 ce? Știți mai nu, bine. Nu, care e cuvântul? Aduceți-mă acum și dați-mi o sancțiune pe loc. Da. Domnule, eu vă aduc Poliția Națională. Aduceți Poliția Națională. Pentru că dumneata mi-ai spus că vă trimit sancțiune acasă, da? Și nu vrei să-mi dai pe loc, mi-e un drept fundamental. Da. Îți aduc Poliția, da, că dumneata vrei să trimiți în viță. Pe cine o vrea. Da, dar vreau să-mi dați amendă acum pe loc. Haideți. Dați-mi pe loc. De ce? Da. Mă consult cu șeful meu. Te consult? Da. E sluga lui? Da, sunt, poate că sunt. Cum să păi dacă vrei să, adică îmi trimiți amendă acasă, că vrei dumneata, dă-mi-o pe loc. Nu ești în stare să-mi completezi o amendă? Eu te trimite ea, că s-a simțit ea lezată. Uite-te acolo, că nu semnează orele de primire, de intrare, de ieșire. De la lapidar, ai de capul meu, hă? Ai de capul tău, hă? O să vedeți, băi. O să vă plimbați la parchet. Până acum nu. Să ții minte, în obrazul primarului, primare, în obrazul tău, da? Uite-mă. Uite-mă cum se fac comportă. Sau îmi fai rău? Îmi fai rău? Vă face singur. Vă face singur rău. Dacă te bucură, fă deci, rău. Persoanele cu handicap, pe unde intră pe aici la aștept? Te... Unde e poliția locală? Că nu mi-ai explicat. Poliția locală, pe unde? Poliția locală, unde este? Că nu ți-am spus unde e? Mi-ai făcut așa încolo. Hai. Hai cu mine, omule, de ce te porți așa? Nu mă port ură, nu mă port ură, da. Treaba voastră. Că faci și asta acolo. Dar ce te interesează? Deci, meserile care le știu eu, niciodată nu o să le faci, omule. Niciodată, tu nu ai cum să le faci. Să te văd dacă îmi faci ceva acum, să zici, băi, gata, uite, da, am găsit șoferul, ce-a făcut? Da, eu nu vă fac nimica. Cu ce te-am deranjat? Mi-ai făcut un material. Nu, nu te-ai prezentat. Ce-a cu șoferul, cu numele? Nu, nu mi-ai zis numele. Păi cum ai prezentat? Așa de? Caracter personal. Vă dați seama, oameni buni, ce oameni se angajează, zici că el este, da, numele lui cu caracter personal. Vă dați seama, oamenii ăștia, ce plătiți, noi îi plătim pe oamenii ăștia. Da, lasă-mă în pace, că pe tine ce te plătești? Dar ce treabă, eu nu sunt la stat, măi, omule. Omule, dar nu mă plătești, de unde? Nu la mine e bani. De unde mă iau eu bani? Și eu plătesc bani la stat. Susții chestia asta, că eu iau bani de la tine? Nu de la mine, de la... De unde? De la țara asta? Țara asta nu un leu nu-mi dă. Nu, un leu nu mi-a dat. Omule, un leu nu mi-a dat. Hai, mă, lasă-mă, pace, că ai, n-ai 60 de ani, să zici că la pe aici și la pensie la... La 52. Cât? 52. Băi, cât eu, ai crezut că am, nu mai apun la 60, dar eu nu mai apun 60. Cât ai crezut că am, măi, omule? Am mai mult de 52, atenție. Cât ai crezut că am? Acum, uite, ce mă filmez. Cât ai 52? Nu ai mai mult. Am mai mult? N-ai mai mult, 55 ai. Deci, mai repede ieșeam. Ce ți dă de-astea, dă cioace de-astea. Să vă prezint, să vă vadă lumea. Să vă vadă lumea, cred că... Asta nu mai putem. Uite-mă, omule, dar unde-i fata aia de la comercial? Unde o găsesc? O fi pe teren. Păi, omule, poliția locală, vorbim de poliția locală. O fi pe teren. Da. Ca să vezi oamenii mincinoși. Omule, ca să vezi minciunea, dacă asta sunteți, să nu mă trimiteai la biserică pe mine? De ce mă trimiteai la biserică? De ce mă trimiți la biserică pe mine? Păi dacă vrei să faci rău. Ce? Dacă vrei să faci rău. Și biserica nu face rău? Nu o face. Nu? Ia du-te și dacă îți moare cineva din familie, îți ia bani la mormântare? Orice serviciu să plătești. Ăla nu, n-au voie să fac așa orice ceva. Orice serviciu să plătești. Altcineva care e vecin. Păi domnule, sunt la poliția locală. Da? Domnule, sunt la sediu poliției locale, nu se află nimeni. Nu am fost în oraș, am fost pe Valea Lucetului, vă arăt unde sunt. Nu, trebuie să mergi. Plătesc în 2 minute. Bine, vă aștept. Deci, omule, bine, vă aștept, dacă nu sunteți, da. Dar doamna de la comercial, cum o găsesc pe doamna de la comercial? Unde are sediul? Păi nu mai găsesc colega de la primărie. Unde e? Nu știu. Unde are sediul? Unde stă? Unde are ea biroul? Unde e sediul la poliția locală? Păi nu-i nimeni aici. O fi fost în primărie, nu știu să vă spun că nu-mi dă mie raportul. Dom'le, femeia asta e la muncă sau nu? Că o să mă uit să văd dacă era în... Condica v-am fotografiat-o. Dom'le, Condica v-am fotografiat-o, să vedeți dacă femeia era sau nu era la ora asta. Bine, vă aștept aici. Dacă e primărie, nu trebuie să stai neapărat acolo, are astea de semnat. Păi da, dar doamna de la primărie, polițista local mi-a spus, domnule, trageți-o dumneavoastră, că a tras-o chiar în ușa primării, bă, aici. Scuze, da. Deci, nu sunteți de găsiți.
tu nu ești aici, cucoa mea de la comercial refuză să vină 2 ore și jumătate, cred că nu-i la muncă, aici e problema, asta o suspectez. Bine, vă aștept aici. Bine, domnule, vă aștept aici. Vă aștept aici. Haideți. Bine. Auzi? Statul român te plătește, pămata? Pămata, statul român te plătește? De cine se plătește? De ce că... Mă vezi că statul geaba? Nu statul geaba, asta e serviciul meu. Să te plimbi. Nu să mă plimb. Cum să mă plimb? Să stai cu mine, la vârfă. Nu stau, doar pe aici unde e poliția locală, nu știu unde e poliția locală. Mi-ai arătat. Gata, am plecat, pa. Pa. Mulțumesc frumos. Pe cine? Unde stă te deranjezi? Acasă? Pe ce-i casa ta? Du-te mă, omule, și te plimbă, învârte cola acolo, bine, ai grijă să nu calci lumea pe stradă. Parcă te și văd că calci pe cineva. Ăștia sunt angajații, să n-aveți nicio treabă cu ei, ăștia sunt angajații statului. Deci poliția locală, instituții care n-au rampă pentru persoanele cu handicap, discriminare, da, ăștia de la CNC nu au nicio treabă. Ia uite ce e aici. Asta e poliția locală, da? Deci, ce e asta? Pericol de moarte? Ce treacă să stăm aici? Ce e aici? Flăcările. Deci dacă vrei să intri la ăștia aici... Ce pus ăștia aici? Ah, aveți mă răbdare, mă. Că o să fie surpriză la voi. Da. N-au nimic afișat. Număr de apel, nimic, 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 nimic. Urlați! Fără centură. El e boier, boierul satului. Ia uitați-l cu bine. Deci el este boierul satului. Dar de ce nu spui, domnule, centură când vii pe drum? Poftim? Centură, de ce nu spui centură? Că te-am filmat că n-aveai centură. Bine, că asta. Aveai sau n-aveai? Centură? Avea, da, aveam. Deci mai și minți. Normal, cum? Spuneți cu ce vă pot ajuta. Ești boier? Nu, spuneți cu ce vă pot ajuta. La ce număr? Unde scrie numărul ăla? De la... 29. Ce număr? Cine îi angajează pe oamenii ăștia? Ce doriți, domnule? O pâine. Noi nu dăm pâine. Deci, mergeți la magazin. Am înțeles. Vreau să iei pe fata care are... Dumneata, ai pe comerț? Nu. Pe competență? Nu. Deci ești incompetent pe comerț. La comerț, da. Așa. Să sunăm pe rutieră... de la... Ia sunați-o. De la... Comercial doriți dumneavoastră, da? Exact. Dar nu v-a sunat din primărie, că am colega acolo. Dar unde ești? Unde e acolo? Unde e, omule, acolo? Unde e acolo? Hai să mergi, mata, la piață, să-ți arăt. Dar cheamă și pe fata respectivă. Domnule, a venit Poliția Națională înaintea voastră și voi n-ați venit. Mata, n-ai vrut să oprești când ți-am făcut semn. Mie? Da. Unde? Eram la... protoierie. Înțelegi când ai trecut? Știu, normal, n-aveai centură. Omule, te văd oamenii de aici, că n-ai centură. Dragii mei, filmați-l, da? Și demonstrați-i că omul ăsta minte cu nerușinare. Și acum când a venit. Dar auziți semnul ăla? Ce interzice semnul ăla acolo? Ia uitați-o, mașina acolo. Semnul ăla. De staționare, nu-i de oprire. E de staționare. De oprire ai voie, da? Imediat sunăm procurorul de primărie să întrebăm. Deci dumneata e singură aici, la poliție, de servici? După un dată, da. Dați-mi și mie un pahar cu apă. Unde e? Domnul... Geana mă numesc. Geana, o caută pe Magda. Am înțeles că e în primărie? Nu este, mamă. Nu este. Pe cum pe teren? Domnul, dar are telefon mobil. De ce m-ați ținut, doamna, atât afară, o oră și 45 de minute? Nu, tu nu poți. O oră și 45 de minute îmi spuneți și acum spuneți că nu știți unde este? Păi... Merge. Mă aștept să nu merge. Merge. E pe teren. Și nu știe unde este. Hai, domnule, colega dumitare, te rog frumos. E colega noastră cu mine, ea are birou. Aici se ocupă cu alte. Eu sunt... Unde are biroul? Aici. A avut niște reclamații, de primit niște răspunsuri. Dar nu mă interesează că a avut, iată. Am nevoie de prezență aici, să constate personal. Alo? Sunt cu domnul Geană la noi la sediu. Are treabă cu tine la piață. Da. Să vedem ce... Domnul Robei. Doamnă, unde ești dumneata? Că ești pe comerț. Unde ești dumneata de găsit? Că vreau să te văd. Că nu ești de la muncă.
Zice că nu ești la serviciu, domnul. Se poate să discute cu domnul Roș și domnul primar. Este mă sau să facă sesizare scrisă. Doamnă, dumneata nu ești la muncă, aici e problema. Nu e la muncă femeia asta. Doamna Magda nu e la muncă. Nu răspunde pentru... Omule, femeia asta nu e la muncă și ea figurează că e la muncă. Este la servici. Unde e la servici? Domnule, nu e la servici, de ce nu înțelegi? E văzută într-altă parte. Unde știi dumneavoastră? Ai văzut-o de dimineață? Normal că aici am fost și un răspuns la o petiție cu dumneavoastră. Și unde e pe teren? Vreau, uite, mă, să văd pe teren. Am nevoie de... Deci am nevoie de economic, omule. Hai, hai la piață. Eu nu sunt pe economic. Dar am nevoie de poliție locală, omule. Merg, am nevoie de sprijin. Am nevoie de sprijinul dumitale. Domnul meu, am nevoie de sprijinul poliției locale. Femeia asta e pe teren, e sportivă. Dumneata, ce rugăminte am? Stați un pic ca să vă arăt actul meu. Nu, nu. Am înțeles despre ce vreau întâi să vă legitimați. Aveți obligația? În legea 155/2010? M-am prezentat, v-am Nu, eu trebuie să te legitimezi, dumneata. Ești obligat prin lege. Aici, stați un pic. Da, ia. Deci, tână. Când îți filmeze? Constantin Dumitru, da? Da. Uite, cartea mea de identitate. Da, nu știu, v-am văzut. Haideți, haideți la piață. Mergem la piață. Dar cum v-am spus, nu este competența mea. Exact. Și dumneata, cer, o aduci pe cucoana asta. Să constat. Nu vrea să vină. Ei, ce vă a spus la dat pe difuzor că n-avem nimic de ascuns, da? Da, da, nu vrea să vină. Păi nu știu unde e și ce face. Bun. Haideți că mă duc, eu sunt la, ne găsim la piață, că mă duc la primărie să-mi iau mașina. Da, bun. Deci ne găsim la piață sau nu? Da, ce sunt? Direct, nu sunt șef. Da. Da, vă știe lumea. Deci, păi mă știe toată lumea. Deci doamna de la comerț, de la poliția locală, nu-i de găsit. A spus că nu vrea să vină. Domnul Geana, eu, nu vrea să pe mine vină. M-ați găsit aici, v-am vorbit politicos. A doua problemă. Vreau să-mi dați, că a spus că cu siguranță mă veți amenda. Vreau să-mi dați amenda. Doamne, de nu, nu, nu. Nu te-ai obligată să-mi dai amenda. Poate că nu vreau. Ești după cheful mă tale, sunt acasă la mata. Haide, domne, vă rog. Alexandru, stai un pic, că mă cer cu o doamnă care, nu știu, ia banii, banii de la stat. Păi stă degeaba, femeie. Stă degeaba. Ce să iau, mă? Ia, mă, iau, 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 da. Bine, hai, bine, bine, bine. Lasă-mi să vă mulțumesc, dar așa domnul vice? Primar? Nu este. Nu e, nici ăsta. Domnul primar? Nu este. Domnul administrator? Domnul primar a ieșit din primărie când erați dumneavoastră și vă certați cu mine. Ești pe oră. Da? Eu nu-l cunosc. Eu mă certam cu dumneata. Dumneata te ce spun. Da. Ei, dacă era primar și n-a vrut să interpeleze cetățeanul, să-i fie rușine. Care e primarul? Care ești, mă, primare? Unde ești, mă, primare? De-ai fugit. Ți-era frică sau ce? L-ați văzut pe domn primar? Da, a fugit primar. Băi, eu nici nu te cunosc, primare. Și eu nu înțeleg de ce dai telefoane prin altcineva. Am înțeles că ești un om pregătit. Bă, dar date încât te comporți așa. De ce te-aș respecta? Piața aia? Să strică legumele. Domnule, am nevoie de administratorul pieței și pe comerț. Femeia nu-i la muncă. Aici e problema. Femeia nu-i la muncă. Domnule, nu-i la muncă femeia aia. Nu, eu răspund de prezența ei sau neprezența ei. Domnule, am nevoie de femeia aia. Deci la primărie nu este, la poliție nu este. Credeți că, pe teren. Credeți că răspund eu de ea? Că vreau vine să la faci proces verbal să văd când scrii dumneata. Așa, că nu există nu-i cântar și aerul condiționat nu funcționează la ora, data și anul. Data cu ziua, luna, anul. Da, șef, nu e nicio problemă. Mă, nene, te-am amendat eu? Păi, vezi? Ha! Uite, uite, omul ăla e pe sens unic, e pe linie cu normal, că dacă nu-și face datoria poliția, nu-i normal. Omul ăsta ne are pe când. Dar aveți serviciu rutier? Aveți în poliția locală? Nu, nu-i la muncă. Ăla de la rutieră nu-i la muncă. Păi nu poate să fie non-stop, e decât unul singur. Păi și cum? Dumneata n-ai fost în stare să-ți iei și competență rutieră? Ești limitat în competență? Da, la... Cine? Nu știu să vă spun. Cum, domnule, deci dumneata ești un polițist care ai limitare la... Adică acum serviciu... Acum,
când șoarecele, deci când pisica nu e acasă, șoarecele joacă pe masă. Uite, nene, constați personal, uite, uite-le pe contrasens. A chemat, a chemat poliția rutieră, i-a sancționat. Nu, domnule, constați personal, dumneata, om al legii, constați personal. Și a venit și i-a sancționat. Nu, omul ăla, nu, n-a venit niciodată, te raful ăla. Mă așteptați să vin cu, să facem un procedură, da? Te aștept, ha. Trecem, nu are nimic, la nici pe nici foaie. Am un mașină. Ce facem? Trecem, are mașină. Ha, să mergem. Dacă își fac oamenii ăștia datoria, da. Pe rutieră astăzi, motanul nu e acasă. Deci pisica autorizată în rutieră nu e acasă. Avem serviciu la Poliția Națională de rutieră. Lasă Poliția Națională că luați banii. De ce? Lasă, ei au alte treburi. Cum ata nu te ocupi cu crime, cu furturi, nu mai arunca lei. Și așa sunt puțin și plătiți sunt prost. Sunt pentru rutieră. Dar lasă că și Poliția Locală va da pentru rutieră. Dar normal, care voi știți să luați bani. Și atât doar. Uite, persoana asta cu handicap nici n-au cum să intre la voi. Omul ăsta, persoană cu handicap, legea îl protejează și nu-l respectați cu nimic. Cu nimic. Normal, pe contrasens, constați personal, omule. Ai girofar, ai mașina, poliția. Asta nu spune că doar numai sop. În momentul când am venit, eu, așa. Nu era nicio... Aia, nu, normal. Normal. 01. Ce-o fi 01? Grupă sanguină? Ce-o fi? A primăriei. Pe H67. Da. N-are nicio treabă, ce treabă să aibă el. Da. A plecat ăla pe sens unic. Deci, poliția locală, prin legea 155/2010, sunt obligați să, deci un oraș cu mulți locuitori, un oraș frumos, atenție, dar din cauza lor urlă șoarece pe câmp. Și spune că nu are pe competență. Păi vă spune de ce nu are pe competență. Oamenii aceștia sunt calificați prin legea 333 din banii noștri, din banii care plătim taxe și impozite. Cum o să am calificare, nu știu ce a lucrat în a fost polițist de când s-a născut, polițist local. Vă dați seama, el acum se dă mare, că dă și el amenzi. Vin imediat să iau. Dar am spus că nu are pix, nu are nimic, el acum se duce pentru că toți agenții economici la mâna lor. La mâna comerțului și toate astea, comerț stradal, comerț, comerț, deci tot e la mâna lor. Dacă nu faci ca ei, te executăm. Păi, parcă suntem în țara mafioților, a ajuns acești polițiști locali. Deci, acum, motanul nu e acasă. Ăsta de la rutieră nu e acasă. Cel de la rutieră nu e acasă. Deci, dragii mei, de nu urlați, cum se numește domnul care este doar pe rutieră? Cum se numește polițistul local? Domnul Matache. Deci, Matache, că nu este de serviciu, ăsta e pe competență, restul le dați cu flit la toți polițiștii. Că n-are, nu are, el refuză să aplice legile. El refuză. Vă dați seama, când a jurat că este, și atenție, funcționar public, el constată personal și nu are nicio măsură. Adică să-l noteze pe fiecare pe carnet și asta și nu sănătate. Să spună, da, domnule, eu am constatat personal. Omule, li se strică produsele la oameni ăștia, aveți aer condiționat și nu le folosiți. Uite, domnule, vreau să constați, femeia asta de 3 zile anunță că pică gresia pe ea. Uite. Ia vină că faci administratorul pieței. Anunță pe dumneata și dumneata e de administrator. Administratorul pieței. Vreau să acum să... Întrebați. Am înțeles, n-a făcut proces verbal. I-a anunțat. E verbal. Dacă la toate... Ea demonstrează că i-a anunțat. Băi, vezi? Ai totul sucat. Hai mă, termin-te că ce filmează, ce... Ce treaba ai dacă filmezi? Ce treaba ai? Bine faci, bine faci, ca să fie ordin. Așa. O să cumpărăm roșii la 45 de grade. 45 de grade aici. Efect de seră, cu geamuri. Parabă. Unde există toaletă aici? Unde oare? Ia să văd și toaletă aici. E cu cheia. Cum cu cheia? Uitați aici, cheia. Stai, nu, eu n-am nevoie de cheie. Păi nu-i deschis. De unde știu eu cât cu cheie? Deci cetățeanul n-are de unde să știe că e cu cheie, da? Deci... Trebuia să scrie unde-i toaleta, trebuie să scrie afișat unde-i toaleta, unde-i rampa pentru persoanele cu handicap. A, domnule, că ai de constatat multe. Care e cheia asta?
Vă dați seama ce incompetență, ce proști ne conduc pe noi. Proști ne conduc pe noi. Asta ne conduc pe noi. Uite, țara care ne suntem conduși de niște proști. Știți cum pute aici? Când aici nu pute. Aici nu. Deci, de ce vă spun? Că dacă un alt agent economic nu-și desfășoară activitatea pe lege, îl amendează de-l închide de dracele. Putem la toaletă, că e ușa deschisă. Păi, dar... Și apoi să vă spun eu ce declar eu neregulile care sunt aici. Să se verifice, dat către comercial, către administratorul pieței și către primărie, către poate. Salut, salut, salut! Deci, dragi cetățeni, dacă vă este frică și normal, pentru că se răzbune nenorociții pe voi, filmați cu telefonul orizontal, da? Anunțați-mă, trimiteți-mi filmările. Poate să nu se audă vocea voastră. Eu nu dau datele. Da. Am micul, doamna Drapaz, pot ce muncești omul? Da, da, doamna Iriana, bine. Vreau să vorbesc și eu cu administratorul pieței. Am înțeles că astăzi nu este, domnul Rob Constantin. Da. Da. Da, da. Unde sunteți? Unde sunteți? La piața. La piața centrală. N-ați zis că veniți aici? Piața care... Ați mai multe piețe? Păi unde sunteți? La piață. A, da. Deci, așa se numește, piața centrală. Da. Deci, doamna de la comercial... Așa. Noi la muncă, ce să mai... Că nu o găsim. Nu o găsim. Șeful, ia ce că e pe teren. Probabil. Bun. Spuneți cu ce vă pot ajuta eu. Unde este cântarul, vreau să constați personal, să faci proces verbal. De? Cântarul cumpărătorului. Unde e? Nu am habar de ceva. Nu, 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 dar vreau să constatați, așa spune în legea dumitale 155/2010. Nu mă ocup de comercial, nu am atribuții în domeniul comercial. Știu, dar vreau să și dumneata prin propriile simțuri. Așa spune în legea dumitale. Că femeia, dacă nu este... Este fata, cheamă. E administrator... Ce este? Administrator ce? Pieței. Ați vorbit cu domnul Rob? L-a sunat? Domnule, e cald aici? Este, alea nu merg. Dumneata lucrezi la... Ești angajat pe primăriei? Nu, e viață, vin de om aici. Oamenii vând aici și trebuie. N-ați înțeles. De ce s-au pus aerele alea condiționat? Unde, dumneata, nu, constați... Nu este atribuția mea de așa ceva. Nu pot să îl oblig. Părutier ai? Nu. Dar atunci ce atribuție ne ai? Ordine, liniște, public. Ah, doar la pe legea 61. Că atâta ești limitat, mă, atât, la mediul 1. Pentru atâta suntem plătiți. Restul ești incompetent. Stați un pic să mai încercăm la doamnă. Restul ești incompetent. N-ai nicio atribuție pe asta. Incompetență pe linie. La comercial fiecare are... Deci nu jigniți că nu e care. Care jignirea? Păi... Dacă, ești, dacă dumneavoastră de... sunteți cu operator, omule, nu poți să te spun că omule, ești și mecanic. Ai spus că te-am jignit, da? Păi, ești normal să competent. Mă... Eu vreau să mă sancționez. Nu sunt competent, pe comercial. Deci, pe comercial jignit, da? Sunt... Te-ai simțit jignit, da? Te rog frumos să-mi dai amendă. Ha, ești în stare să-mi dai amendă? Te-am jignit. Vreau să vorbesc, că a zis că vreau să vorbiți cu doamna. N-ai înțeles, dacă spui că te-am jignit, amendează-mă. Păi care-i jignirea? Că ești incompetent? Păi n-ai spus că n-ai comercial. Nu am coment. Și aia e jignirea? Că ești incompetent? Băi, fraților, duceți-vă acasă. Băi, sabog. Uite, mă, e la fel ca tine, mă, omul ăsta. Omul ăsta ia banii degeaba, înțelegi? Uite, nu te poți nimic. Omul ăsta se plimbă pe banii publici, da? Nu cu centura de împământare sau asta. Și nu vrea să constate unde e cântarul, domnule. Vreau să constați că ești polițist, omule. Atunci, cine este? Unde e cântarul? Nu, dar l-ai constatat dumneata, este sau nu este? Poți să spui, da, domnule, l-am văzut, l-ai văzut dumneata. Unde? Hai, unde?
Unde este? Uite, domnule, nu-ți răspunde colega dumitale. Domnule, colega dumitale nu e la muncă, de ce nu înțelegi? Și dacă nu e la muncă, vreau să vină, să... Da, vreau dumneata premier să faci proces verbal, cum face poliția. Cum a făcut? Atenție, vezi că a fost și Poliția Națională aici. S-a și filmat. Da, atenție, vă fac plângeri penale, oameni buni. Cum a făcut? Dacă procurorii în România asta văd, faceți pentru cine nu se face plângeri pentru că nu faci procesul verbal, să specifici că eu la solicitare, că nu ai pe competență, să faci procesul verbal, că nu există cântarul aici. Și că există unitățile de aer condiționat, sunt oprite. A fost vreodată aer condiționat aici? Da. Cum? Când? Când era frig afară? Mata vinzi aici sau nu vinzi? Are tarabă omul ăsta aici? Că atunci dacă nu are, înseamnă că a venit cățelușul la șmecheri ăștia? Păi Mata nu înțelegi ce spune omul Matale, că te contrazice, că minți tot ce spui. Uite, omul ăsta spune. Da, uite-l ce spune. Că aerile condiționate funcționează. Uite-l, uite că funcționează. Uite-l ce spune. Zici să duc acasă. Că nu e dat de drum. Du-te, mă, nenea, du-te și lasă. Nu-mi strica... uite, femeia asta se plânge și... Te-a amendat? Bine ți-a făcut. Bine ți-a făcut, de-aia să răzbuna el. Păi nu-i bine așa. Datorită oamenilor aceștia vă luați salariile și nu-i respectați cu nimic. Vă bateți joc de ei și acum vreau să vă spun neregulile care sunt aici. Într-o lună de zile, dacă nu sunt, vă fac plângerile penale la toți. De-aia nu se închiriază. Pentru că sunteți lacomi, băi. Bă, derbedeilor care vă știți, da? Sunteți lacomi. Un spațiu care vreți să-l închiriați, nu puteți din cauza pentru că vă aruncați care și șacal la prețuri mari, care ați montat unitățile de aer condiționat pe procesele verbale, a spus că vara o să fie cald, rece, iar vara, iarna o să fie cald, da? Unde m-ați dat drumul? Și vine un nene să-i spune, da, domnule, funcționează aerile condiționat. Să-i fie rușine, mai ales că este soțul doamnei. Ar trebui să o apere. Temperatură? N-am venit cu... Ia uite, se strică marfa în mare parte. Se strică, că îl aleg cu fiecare dimineață. Dar ai norocul că stai lângă ușă și faci ventilație. Păi de-aia deschid ușa. Păi da, aici e problemă. Care lege pentru cine mă lege? Tu ești rărom, da? Bă, nu-ți respectă nimeni nimic, își bat joc de voi. Și anunță-i pe toți rărumii că n-am avut nimic cu ei. Dar din clipa că nu m-au respectat, bă, le arăt să vedem pe lege dacă e vorba de așa. Aută, muște pe aici, toate astea, nu are ce treabă. Hai să văd dacă, să nu zic o prostie, dar piața e cu program. Da? Deci la ora 8:17, e normal. Deci exact când omul e la muncă. Deci programul este anormal. Omul când este la muncă nu poate să facă piața. Să trăiți. Bun, ce spun eu? Ați trecut datele, da? Da, numele noastră și adresa poftim ăsta. CNP-ul trebuie să-l treci, că ai în sistem CNP-ul găsești. Deci, sunt semnatul poliției locale în cadrul serviciului poliției locale Urlați, astăzi 24-7 la jurul orei 12:55, parcă era 56 acum, la sesizarea domnului Gianu Hari Florin, Gianu, așa, domiciliat în sat Ciorani. Păi eu vă spun ce am citit până, ce am scris. Gianu ai văzut acolo? Gianu. Așa, Comuna Ciorani, strada 33, numărul 11, județul Prahova. Așa. Constatăm că lipsește în piața cântarul cumpărătorului. Cumpărătorului. De verificare. Pentru verificat marfa, nu? Cântarul ăla, așa spune, cântarul consumatorului sau al cumpărătorului. În orice piață, domnule, civilizată. Aici ai, degeaba aveți oameni pregătiți, că primarul ăsta ar trebui să dea afară pe ăștia pe toți. Așa. Ormă, lipsa însemnelor
rampa persoanelor cu handicap și spațiul sanitar, lipsesc semnele alea. Sunteți obligați? Lipsă. Semnelor. Ce prezintă rampa persoanelor cu handicap, o aveți, dar nu știa nici dracu cu, nu știe nici dracu cu aveți acolo. Se semnalizează rampa persoanelor cu handicap prin legea 448/2006, republicată în 2008 și de iară republicată în 2018. Rampa pentru accesul persoanelor cu handicap și spațiul sanitar. Imediat, pentru accesul cu handicap și spațiul sanitar. Spațiul sanitar, toaletă. Și disponibilitatea lui. Pentru că el, dacă este cetățeanul, e cheia închis. Și disponibilitatea acestui spațiu. Acestui. Ați mai spus dumneavoastră? Lipsa peste funcționării celor trei aparate de aer condiționat. Totodată. Am constatat. Că nu funcționează. De ce fac ei chestia aceasta? Să-și bată joc de voi. De ce își bate joc de voi? Că sunt plătiți cu salarii mari. Femeia asta nu este la muncă, dar se scoate cu act că e la muncă. E pe teren. Și am spus, unde sunteți? Că vreau să vin acolo. Nu. Nu. Deci, un aparat, două, trei. Trei, am zis. Doamne, ați văzut vreodată aerul astea condiționat, doamne, funcționând de când sunteți aici? După căldură avem nevoie. Este. Când e căldură, da. Acum e căldură. Acum? Când este că iarna pentru căldură. Doamnă, aparatele alea, e aer condiționat, ați văzut de rece vreodată? Este și pentru aer rece, nu numai este pentru că. Dar au dat răcoare. Da, aer rece, da? Da, a, deci, uitați-vă, pericol, deci, ia uitați, două rânduri de. Anunțat administrator. Doamnă, vreau să scrieți dumneavoastră acum acest, ce dură. Vreau să scrieți că doamna spune, dar n-are nicio dovadă că a anunțat. Vreau să notați în procesoroa. Este reclamația mea. Notați și că ce box aveți aici, doamna Rus? A doua. La boxa numărul 2? Boxa numărul 2. Da, două rânduri de agresie, înclinate. Boxa. Sub torsiune. Numărul 2. Pericol de accident. Închiriată de doamna Rusu. Am îndepărtat vitrina, dar mie să nu cadă și mi-o spargă. Doamnă, va pica sigur alea. Pentru că acum e efectul de dilatare. Efect Rusu de și mai cum vă zice dumneavoastră? Mie? Da. Rusu Valeriu. Valeriu, așa. Dumneavoastră aveți animale acasă? Și vacă și. Da, 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 da. Sunt caș dulce. Dați-mi un kilogram de caș dulce. Aplec, să știți. Dați-mi un kilogram de caș dulce. Două rânduri, chiar două. Două sunt, domne. Da. Și apoi lipsa tabelului. Desprinse două rânduri de faianță. Da. Lipsa tabelului cu poziționarea tarabelor și numele celor care a închiriat. Atenție, sunteți obligați să le aveți. Da, doamne. Lipsa tabelului cu poziția tarabelor și numele celor care au închiriat. Mulțumesc mult. De asemenea, lista, tabelul cu poziționarea tarabelor și numele persoanelor care au închiriat tarabele. Sunteți obligați, fraților. Nasul cu chestia asta, veți să-i tragi la răspunsere, inclusiv poliția locală. Sună aia de la comercial. Aia, așa zic eu ție. Ai răbdare că ți-arătă ție comerțul. Bă, toată viața s-a pe voi acum. Urlați-o? De asemenea, tabelul cu poziționarea. Exact, da? Și apoi? Și? Programul de funcționare
Da. Lipsesc de acea tabelă și... Cu poziționarea tarabelor și numele celor care a închiriat, cât și prețul de închiriere. Eu unul vreau să închiriez, ce fac? Mă duc la administrație. Nu, trebuie afișat aici. Numele celor care au închiriat acest teren. Exact. Și apoi, deficiența programului de funcționare. L-aveți, l-aveți de la ora 8 la ora 17. De la ora 8 la 17, cetățeanul îi se îngrădește activitatea profesională a comerciantului, pentru că după ora 17 ies oamenii de la muncă. Oamenii ăștia nu pot să vândă, că toți sunt la muncă. Oamenii ăștia probabil pleacă... Nu, cel care este administrator, până la orele 20 să fie programul. Deci programul de funcționare al pieței centrale este restricționat. Credeți acolo cum vă spun asta eu? Că vă spun ce... Dacă vi-l dau eu la HL. Deci programul de funcționare este restricționat de la 8 la 15. Modifica programul. 8 la 15. Cu continuitate până la orele 20. Între orele 8, 20. E 0, 7. 0, 0, cât e? 0, 8 acolo, nu e 0, 7. Și se scoală boierul. Adică... 0, 8. Domnul aici, aici scrie, ia uita, 0, 8, 0, 17. Adică 8 ore de lucru. Deci de la 0, 8, la orele 20 să fie extins. Nu, ați înțeles de ce? Programul de este restricționat între orele de la 0, 8, 17, cu extindere la orele 20. Propunerea de extindere până la orele 20. Ce propunere, măi, consilierilor? Nu, de nu, domnule, domnule. Nu, domnule, domnule. Dacă nu vor să programul pune seara târziu. Dacă nu vor să stea, nu e nicio problemă. Da. Ultimul care pleacă, sună și vine și închide taraba. 8-17 cu prelungire până la orele 20. Până la 20. Pentru că agenții economici, oamenii sunt majoritatea la muncă. Și nu au cum să vină de la muncă. Cum fac? Pleacă de la muncă? Mulțumesc frumos, domnul polițist. 20. Da. Este procesul dumneavoastră, vi-l semnați, vi-l trădați. Eu fac adresă către primărie și către și poliție. Vă dau pe mâna poliției, credeți-mă. Să fiți cercetați. O zi bună. V-am plătit-o? Dacă e bună, să știți că m-ați câștigat de client. Mai trec pe aici. Mulțumesc frumos. O zi bună, dragii mei. Reclamații, nu-i mai lăsați. Dați-i pe mâna poliției. Salut, salut. Dați-i pe mâna poliției.